Desigur că multe dintre solicitările de natură consulară venite din partea cetățenilor români, canadieni, se referă la pensii. Există un acord semnat între Canada și România, între autoritățile românești și cele canadiene, prin întocmirea dosarului de pensie de către autoritatea canadiană și nu întâmplător pe site-ul consulatului sunt date informațiile necesare. Există posibilitatea ca printr-o procură cineva, o persoană împuternicită, să vă reprezinte în fața autorităților românești, să îndeplinească condițiile legale ale întocmirii dosarului de pensie. Bineînțeles, se calculează cuantumul respectiv și se ajunge la chestia practică. Bun, vine pensia într-un cont la bancă. În general, pensiile în România se varsă la check bank. Da? Instituția bancară specializată cu care casele de pensii din România sunt în legătură directă și unde se varsă în cont personal acele sume, cuantumul pensiilor respective. Aici intervin variante de lucru. Fie check bank-ul are așa zisă legătură directă cu banca din Canada și sunt operațiuni de switch, sau există posibilitatea trimiterii într-un cont la orice bancă din Canada a pensiilor respective. Aici trebuie îndeplinite niște formalități din partea împuternicitului, dacă se lucrează prin procură, sau din partea titularului de pensie sau a contului respectiv. Sunt lucruri care exced atribuțiunile și competențele consulatului. Noi putem să notarizăm procurile respective, dar legătura directă o stabilește fie titularul de cont cu banca respectivă sau prin împuternicit, când împuternicitul se lămurește la bancă, la check bank, cu procedura legală de a primi banii în cont în Canada, la o bancă din Canada. În general, din experiența pe care o avem, au funcționat bine, spre foarte bine, ambele variante. Fie ale virării banilor de la casa de pensii în contul titular la check bank și varianta ca check bank-ul prin operațiune de transfer bancar să alimenteze contul titularului respectiv în Canada. Rămâne la latitudinea dumneavoastră fiecare să-și calculeze că sunt și niște speze pe care banca nu iartă, trebuie suportate și plătite. În altă ordine de idei, transmit un mesaj foarte clar. Ca să existe o disponibilitate din partea cetățenilor români, canadieni, care au copii, chiar dacă sunt minori sau deja majori, să le acorde calitatea și șansa de a obține cetățenia română. Sunt proceduri foarte clare, zicem noi destul de simple, dar credem că a le oferi pe lângă cetățenia canadiană și cetățenia română și un pașaport românesc de cetățean român și de al Uniunii Europene nu este rău, mai ales în perioada actuală și e bine ca lucrurile să intre pe un timing normal și aceste proceduri să nu se facă sub presiune, pentru că e greu ca să
condensezi proceduri birocratice de natură legală într-o perioadă foarte scurtă de timp, când ele au trenat sau procedurile au tergiversat mai bine de 20 sau 30 de ani. Și de ce să nu fim onești? Pașaportul românesc, calitatea de cetățean român al Uniunii Europene, mai ales pentru tineri care vor să studieze, le creează oportunități de scutire de taxe, oportunități de a studia la universități de renume din Uniunea Europeană. Sunt multe țări care privesc cu ochi mult mai buni pașaportul românesc din multe puncte de vedere și cetățenia română. Și pe de altă parte, este bine ca să nu ne trezim că avem nevoie brusc de un document românesc valabil când intervine o dezbatere de masă succesorală sau o repunere de proprietate sau de vânzare de proprietăți. E bine ca să fim pregătiți, e bine ca să nu amputăm copiilor, urmașilor noștri, niște opțiuni și niște variante funcționale și de ce nu câteodată chiar existenționale de oportunitate în viață. De aceea îndemn pe cetățenii români-canadieni să vină să-și definitiveze procedurile de înscriere a certificatelor de naștere românești prin cele canadiene, registrele de la consulat.